Am văzut și eu actrițile, ultimile actrițe. A fost Ioana, când începuse și aia să joace tatu cu băiatul. Aia era bunicică, că era ce? Bunicică. Ce pot să fie? Bunicică, până acolo ta. Dar era bunicică. Trebuie să le cunoști. Evidența e originală. Aia în sfârșit. Da? Sat. Da, face. Și să urmă să joace tatu. Toată urmă joacă tatu cu băiatul. Cu maestru. Eu sunt la nivel de maestru meu, pot să joc orice scenă de România, de București, care e cea mai tare. Cum, nu v-ați dat seama? Îi jucați voi teatru cu băiatul sau Adriana, anul trecut. Împăcările cu teatru, că era teatru. Ce făcea? Eu nu știa cum pula mea să facă împăcările cu teatru. Băi, mesaj pentru Adriana. Las-o așa cum a picat. Adică, vezi-ți de viața ta, da? Vezi! Și tu ce faci acolo? Crește fata și atât. Lasă-l pe băiat. Vorbește cu fratele tău, să mă lasă în pace. Sau alte treburi, dacă aveți voi de gând. Și ați avut și ați pus în aplicație. În aplicație. Da? Renunțați la. Sunteți prea mici. Gnom. Am văzut că cu dăștia pe mătile. Și la propriu și la figură. Lasă-o, Adrian, nu mă interesează. Tu jucai tatăl că ești sărăcuță ca să se mântuie. Băi, mergea acum 10 ani, că eram săraci amândoi, știi? Erai mai bogată ca mine, da? În sfârșit. Ai calculat și tu, nu știu, în matrața minții tale, că știi că băiatul nu aleargă pe bancă. Eu consumam un pachet de țigări pe zi, un suc, că n-aveam apă la servici, că aveam un dement care spugea toți banii și nu făcea nimic. În sfârșit, nu contează. Demen de șef. Știi că șefii sunt Big Boss, Little Boss și Scârbos. Ăsta era Scârbos. Deci, Adriana, renunță. Cred că ai renunțat, da? La idei. Renunță. Dacă o să trec vreodată pe la tine, nu știu. Eu vreau doar să ne înțelegem că a fost soț, fost soție, fost prieten din aproape copilărie, adolescență. Și cam atât. Și că avem fata aia. Să nu ne facem de căcat în fața fetei noastre și în fața noastră, da? Ne înțelegem ca oameni, cât putem. Sau mai bine tu taci din gură și mă lași pe mine să vorbesc. Doar mai completez, că știu cât te duce mintea. La iubiri, telenovele. Du-te în pula mea la telenovele. Nu joci tu teatru cu băiatul și nici tu sorbă. Deci sunteți prea proaste ca. Se trebuie pe aia proaste. Nu v-ați dat seama cum să joc teatru cu actorul ăsta atât de bun. Eu sunt un actor foarte bun. De ce? Eu chiar trăiesc ceea ce zic. Păi, tutil. Trebuie să, chiar ce afirm, să poți să realizezi. Tutil. Că va merge o dată de două și pe afară. Cu mine ați putut să mă șantajați, chiar emoțional, cu iubire. Lela, Ioana și Adriana. Cu iubire, atât. Cu iubire, cu Dumnezeu nu merge. Asta e chiar de păcat. Au încercat și cu Dumnezeu, cu icoane, cu rahaturi de astea. Dar cu iubire, știi? Nu mai merge la băiatul nici cu iubire. Cum? Când iubirea nu e sinceră, mai ales că eu simt. Acum, sunt poet. Pentru că stau toți și poet. Eu știam, bă, mă complăceam. Luam și eu un surogat de cafea, că n-aveam cafea. Da? Și atunci, degustam din chestia aia. Altă dată, da?